azi este luni 28 octombrie. Am uitat ce zi e azi. Hai să vedem ce s-a întâmplat în weekendul ăsta cu youtuberii noștri preferați, echipa 902, care arată toate istoriile astea nebune care sunt la noi în Moldova. Așa că a prima parte e specializată în escrocerie. Opa! Promitea moldovenilor că îi va ajuta să ajungă în Israel, dar în realitate îi lăsa fără bani. Nahuia, tu vrei să zici muia în Israel? Sau asta a fost timp în urmă? O femeie în vârstă de 32 de ani din orașul Cimișlia-Risca, în grei de pușcărie, bănuită de escrocherie și organizare a migrației ilegale. Potrivit oamenilor legii, suspecta împreună cu alți complici încă neidentificați ar fi demarat o activitate ilegală de transport a moldovenilor la muncă în Israel. Iar în acest scop ar fi început să identifice doritori pentru astfel de experiențe. Patru victime ar fi căzut în plasa escrocilor, iar pentru ajutorul promis de către aceștia le-ar fi achitat sume. Vlea, ia și telefon! Fighet! De bani cuprinse între 1500 și 3000 de euro. Suspecții le-ar fi promis că în decurs de 2-3 luni vor ajunge în Israel, ceea ce în realitate nu s-a întâmplat. În timp... Eu să înțeleg vreo câteva chestii. Vedem sfârșitul. Pentru investigațiilor, polițiștii au percheziționat 8 locații în Chișinău și Cimișlia, dar și 3 automobile. Astfel, oamenii legii au găsit și ridicat mai multe telefoane mobile, laptopuri, facturi, recepise și înscrisuri de ciornă, toate cu privire la caz, dar și bani care ar proveni din activitatea ilegală. În prezent, femeia este cercetată în stare de libertate, iar dacă va fi găsită vinovată, riscă până la 7 ani de pușcărie. Cercetările continuă pentru a identifica și complicii individei. Amoia, cât de prost trebuie și tu să plătești tu 1000 și ceva de euro ca să duci să lucrezi în altă parte. Ce ești nebun la cap și prostia asta? Și care-i sensul tu, amuia, în ziua de azi, cu tot războiul și ala, să duci tu în Israel ca să schiși o bombă în cap sau și... Bă, lumea e proastă! Băutura și irresponsabilitatea le-a creat probleme grave cu legea. Vorbim despre 56 de conducători prinși băuți la volane sau ghidoane în acest weekend. Cel mai ghinionist dintre ei a fost un șofer din Comrat, care, beat fiind, s-a izbit cu mașina într-un microbuz parcat pe acostament. Știi, foarte mare probleme. Dacă ești bat și mergi, все хорошо, da? Nu все хорошо, e rău să mergi bat. Dar dacă încă ai un accident, e pizda cu tine. Și dacă ușiți pe cineva, e pizda cu tine. Chiar sub privirile unui echipaj de carabinieri. Totul a avut loc în seara de 27 octombrie, în jurul orei 23, iar angajații Inspectoratului General de Carabinieri, martori ai accidentului, au chemat imediat poliția la fața locului. Rezultatele etilotestului la care a fost supus șoferul au arătat o concentrație de 0,47 mili. Dar pe asta nu-i nici, cu 0,47 e ok, nu? Și cât e la noi maximul? 0,25 la noi maxim, asta e dublu. Asta, blad, cu 0,47 tu ești așa tipsy. Nu-i foarte grame mare. Grame pe litru vapor de alcool în aerul expirat. Mare. Vehiculul implicat a fost evacuat la parcarea specială, iar poliția continuă investigațiile. Un alt șofer a fost prins în satul Saharna din raionul Rezina. Bărbatul în vârstă de 36 de ani se afla la volan, deși i-a fost suspendat dreptul de a conduce. Mai mult... Ea ca ista! Dar ista nu a făcut accident, dar ea ca ista! Wow! El avea o concentrație de 0,98 mg per litru alcool în aerul expirat. De asemenea, în satul Trebujeni din raionul Orhei... Unul și ceva de-a micoma etilic, tu de-a nu vezi, la tine un ochi se duci încolo și unul încolo, știi, tu și ești nebun la cap, 1,16. Oamenii legii au oprit un șofer ce conducea mașina având o concentrație de alcool de 1,16 mg pe litru, iar în Căbăiești, Traionul Călăraș, un tânăr de 23 de ani a fost depistat cu 0,93 mg pe litru. Alte incidente au fost înregistrate în satul Costuleni din Raionul Ungheni, unde au fost... Am vrut să caut cât îți trebuiești pentru coma etilic, dar asta de-amă e rău. Asta prin și doi bicicliști având concentrații de 1,41 și 1,32 mg pe litru de alcool. Dar ca de fiecare dată, nu doar șoferi băuți au fost surprinși de polițiști pe traseele din țară. În weekendul care a trecut au fost documentați și peste 1450 de vitezomani, 653 de șoferi care au ignorat indicatoarele rutiere, dar și 123 de conducători care nu purtau centurile de... Asta e aproape de casa mea, asta e... De siguranță. Mai mult, aproape 160 de șoferi conduceau vehicule fără asigurare sau...
Ești fericit, ți-o fătut de 1000 de lei, ești fericit cu camerele. O revizie tehnică. În total, la sfârșitul săptămânii trecute, au ajuns în vizorul Inspectoratului Național de Securitate Publică circa 2900 de conducători. Fighet. N-am ce să zic. S-a aventurat într-o schemă periculoasă, iar pentru asta riscă ani de pușcărie. Un tânăr în vârstă de 19 ani a fost reținut și este bănuit de oamenii legii că ar fi vândut droguri prin internet. Eu am înțeles că așa se vine la noi. Eu știu că în Europa tu ai negri care șed pe stradă lângă metro și stăt asta și zic, hey, vrei asta. Sau tu ai contactele tale, știi, îl suni și îți faci și delivery ca Glovo, da? Îl suni și zic, hey, trebuie atâta, și vine și Glovo ți-a duci tot. Dar aici lasă așa într-o parte și duci și e. Interesant. Intermediul aplicației Telegram. În timpul măsurilor de investigație, polițiștii... Țineți minte ultimul video. Intermediul aplicației Telegram. Ia că asta de-am arată ca marijuana normal. Cam video cam de oaia oleacă, dar arată cam destul de normal. Nu cu, știi, cu așa... Gram. În timpul măsurilor de investigație, polițiștii au stabilit că banii obținuți asta în cadrul schemei tânărul i-ar fi transferat pe alte conturi înregistrate în băncile comerciale din țară pe numele altor persoane interpuse pentru a ascunde originea sumelor bănești. Acasă la suspect, în capitală, oamenii legii au făcut o descoperire uimitoare. Mai exact, acolo au fost găsite și ridicate peste 4 kg de hașiș, 5 kg de cannabis, 500 de pastile ecstasy, 137 de grame de cocaină, dar și un telefon mobil care ar conține informații relevante. Bra, băietul ăsta au făcut bani. Tu ce? Coca, hașiș, marijuana, asta e carășo. Ecstasy și coca, asta e, nu știu cât e aici, eu știu că acolo e 60 de euro gramul sau așa ceva. Asta e animalie, bă, în acest dosar, cele 10 kg de droguri ar valora pe piața neagră peste 3,5 milioane de lei. Tânărul a fost 3,5 milioane de lei, asta 1 milion de lei și în 100 de mii, 5 mii, 1 milion și în 10 de mii, 3 milioane, 150 de mii de euro. Not bad. Reținut și plasat în arest pentru o perioadă de 30 de zile, iar dacă va fi găsit vinovat și ar putea petrece următorii 15... Cum să-l găsească vinovat? Iată ce o găsă de gasală în ce știu. Ce ani în spatele gratiilor. Așa, nu vândeți droguri, dar niciodată nu țineți nimic în casa voastră, voi și sunteți proști la cap sau și bine. Cine... Plea de 150 de mii de euro în casa lui. Țării de investigație continuă acțiunile de urmărire penală pentru a identifica și alți membri ai grupării periculoase. Cumpărat știi de unde? Din black market. Administratorul unei firme din Chișinău este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani după ce ar fi ocolit plata impozitelor în sumă de peste 17,7 milioane de lei. Potrivit anchetatorilor, acesta gestiona o companie de telemarketing și pretindea că operează în sectorul IT pentru a beneficia de scutiri fiscale. Uh-huh. În realitate, afacerea avea cu totul altă activitate. Opa. Mai mult, pentru a masca proveniența fondurilor, acesta ar fi investit banii în mai multe imobile din Chișinău. Ancheta mai scos la iveală și faptul că o parte din bani ar fi fost transferată prin intermediul unei alte firme ce presta servicii de schimb valutar pentru a ascunde și mai bine sumele obținute ilegal. După o serie de cercetări, oamenii legii au descins la sediul firmei și la domiciliul bănuitului, unde au găsit documente ce indică o contabilitate dublă, precum și sume mari de bani nedeclarate. Este vorba despre 450.000 de lei, 100.000 de ruble rusești, 450.000 de lei, asta nu-i mult. De mii de euro și aproape 7.000 de dolari. De asemenea, a fost confiscată și o armă de foc cu permisul expirat. Investigațiile continuă, iar suspecții se bucură de prezumția nevinovăției până la finalizare. Bine, să am și eu așa un saltar, știi, plin cu euro și lei și de tot, era așa huiană. Eu nu știu unde e asta. La cercetărilor. La noi prin Chișinău. Sunt multe forme de făcut bani, da? Și poliția nu e așa de proastă cum voi credeți. Asta vă zic eu în genere, poliția nu e așa de stupidă cum voi credeți. Și foarte tare, guvernul nu e așa de prost cum tu crezi, din cauza că dacă el ce va avea de când e tu și tu ai prea mulți bani și ei nu văd de unde tu ai prea mulți bani, ei să vii la tine acasă și să bată la ușă și să zică, băi, tă, ce o fi ghiu? Accident aeronautic la Vadului Vodă. Un aparat de zbor ultra-ușor s-a prăbușit în dimineața de 27 octombrie pe teritoriul unei baze de odihnă. Avionul de mici dimensiuni a căzut pe acoperișul unei pensiuni și a luat foc. Pilotul, un renumit om de afaceri de la noi care era singur la bord, și-a pierdut viața.
Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aparatul de zbor se întorcea spre aerodromul din Vadului Vodă după o cursă privată în scop de agrement. La un moment dat, avionul de mici dimensiuni a pierdut din altitudine, s-a lovit de mai mulți copaci și s-a prăbușit pe acoperișul unei case de vacanță. După impact, aeronava a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii interveniți la fața locului au depistat în cabina aparatului de zbor corpul neînsuflețit al pilotului. Ulterior s-a confirmat că victima accidentului aviatic este Alexander Kos, în vârstă de 69 de ani, fondatorul și... Băi, tu îi pui numele, dar îi faci cenzură, dar tu zici numele lui, ce prostie e asta. Băi, scuze că știi, dar cum și what the fuck? Președintele Asociației Investitorilor Străini din Moldova și fost președinte al companiei Suzuker Moldova. Kos s-a născut în august 1955 în fosta Republică Sovietică Kazahstan și deținea cetățeniile Republicii Moldova și a Germaniei. Totodată s-a stabilit că aparatul de zbor prăbușit îi aparținea omului de afaceri și era înregistrat în Germania. Autoritatea Aeronautică Civilă a demarat o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului aviatic. Astfel se iau în calcul mai multe versiuni, inclusiv condițiile meteo, o eventuală defecțiune tehnică sau o eroare umană. Biroul de investigație a accidentelor și incidentelor în transporturi urmează să emită un raport oficial după finalizarea investigațiilor. Azi nu a fost așa de straniu, parcă noi nu suntem, n-am fost în Africa azi, dar în genere eu mă tem de avioane, nu vreau avioane și și avioanele este amintitele foarte tare, mă tem din cauza că nu au nici o securitate, nimic. Sunt niște avioane care au parașute, să spun unul pe aici, și da, dar în genere avioanele astea amintitele nu. Arăți, всё, спасибо, bine, mulțumesc că ați fost și ne vedem mâine, să vedem ce s-a întâmplat azi. Bye!